Scheletul, resursă educațională dedicată clasei a șaptea. Ce este sistemul osos? Sistemul osos reprezintă totalitatea oaselor din corp. Dar ce este scheletul? Scheletul reprezintă totalitatea oaselor din corp așezate în poziție naturală. La naștere, omul are 270 de oase, însă multe din ele se vor suda, astfel încât un adult va avea doar 206 oase. Scheletul capului. Oasele capului sunt grupate în neurocraniu sau oasele cutiei craniene, care vor proteja encefalul. Osul frontal, oasele parietale, temporale, occipital, sfenoid și etmoid. Și viscerocraniu sau oasele feței. Mandibula sau maxilarul inferior, singurul os mobil al capului. Maxilarul superior, oasele zigomatice, oasele nazale. Scheletul trunchiului este alcătuit din coloana vertebrală numită și șira spinării, alcătuită din vertebre, oase scurte suprapuse care vor proteja mătva spinării. Vertebrele sunt în număr de 33-34 și sunt grupate în 5 zone. Zona cervicală are 7 vertebre. Zona toracală cu 12 vertebre. Zona lombară cu 5 vertebre. Zona sacrală cu 5 vertebre. Și zona coccigiană cu 4-5 vertebre. Vertebrele din zona sacrală și cele din zona coccigiană se vor suda. În scheletul trunchiului intră și coastele și sternul sau osul pieptului. Primele 7 perechi de coaste se numesc coaste adevărate, articulându-se posterior cu coloana vertebrală și anterior cu sternul. Următoarele 3 perechi se mai numesc și coaste false. Posterior se articulează cu coloana vertebrală, iar anterior se prind între ele printr-un cartilaj care la rândul lui se va prinde de stern. Ultimele 2 perechi de coaste se numesc coaste libere sau flotante. Ele se pierd prin mușchii abdomenului. În scheletul membrelor superioare intră centura scapulară, alcătuită din claviculă și omoplat sau scapulă, osul lat al spatelui, și oasele membrului liber, humerus sau osul brațului, radius și ulna, numită și cubitus sau oasele antebrațului, 8 carpiene, 5 metacarpiene și 14 falange, oase care vor forma scheletul mâinii. Scheletul membrelor inferioare este format din centura pelviană, alcătuită din 2 oase coxale, care se articulează posterior cu osul sacrum, formând bazinul sau pelvisul, și oasele membrului inferior liber, care sunt reprezentate de
femur sau osul coapsei, rotulă sau patelă, tibie și peroneu sau fibulă, oasele gambei și 7 tarsiene, 5 metatarsiene și 14 falange care vor forma oasele piciorului. Vă propun o activitate practică. Modelați din plastilină de diferite culori scheletul capului. Spor la lucru